pe care se presupune că le-a luat Andrei Bolocan și Nata Albot, mită, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar dacă este un adevăr, atunci aceste persoane sunt mediocrități și niște mincinoși, niște nulități care... Ce ați spus? Emilian Crețu a luat bani de la Adrian Dulgher implicat în dosar penal de spălare de bani? Ce? Emilian Crețu ia bani de la politicieni români cu dosar penal? Ce? Nu știu dacă e adevărat, dar Emilian Crețu mediocritar. Ce ați spus? Băi, tu pui preț pe cei și scoți pe gură. Tu pui preț pe comunitățile tale, pe miliardele de oameni care te urmăresc? Sau pur și simplu ești gata să repeți orice prostie și nu-ți pasă de impactul acestor prostii, acestui gunoi care iese din gura ta? Pui preț sau nu? Că dacă nu, atunci dă nevoie să considerăm în continuare un oi, n-am de gând să spun, pentru că eu pun preț și ei spun. Sănătate, Emilian!